Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Oltenia și Muntenia. După amiază, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe suprafețe extinse din regiunile vestice, sudice și sudestice. Cerul va fi variabil, pe arii restrânse cu norări temporare, averse și descărcări electrice după amiaza și seara, cu precădere în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, Bărăgan și jumătatea de sud a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade cu totul izolat în lunga Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 13 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață. La București, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic accentuat în orele amiezii, când indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi între 18 și 20 de grade. Sâmbătă, vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte din țară și izolat caniculară în lunga Dunării. După amiaza, disconfortul termic va fi în continuare ridicat, iar pe arii relativ extinse, în regiunile vestice, sudice și sudestice, va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporare averse și descărcări electrice îndeoseb după amiaza și seara, local în Carpați occidental și meridional și doar izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice, dar și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 24 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat vor fi condiții de ceață. Duminică, vremea va fi în continuare călduroasă, pe arii restrânse caniculară în regiunile vestice și sud, unde și indicele temperatură umezeală local va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, temporar, cu înnorări averse și descărcări electrice pe arii restrânse în regiunile vestice, nord-vestice și la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sudice și sud-vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade, iar cele minime între 13 și 24 de grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, 10 grade, unde izolat vor fi condiții de ceață.